Bună tuturor, Catalina! Sunt trainer și consilier pe relații de cuplu, iar astăzi vom discuta despre lucrurile pe care le observă un bărbat la o femeie sau care contează pentru bărbați în momentul în care își doresc să fie cu o femeie. Înainte de a începe, dacă consideri că ai nevoie de ajutor în ceea ce privește relațiile tale de cuplu, nu uita, ai linkul cu adresa de e-mail în descriere, acolo îmi poți scrie și putem vedea care sunt rezolvările pentru situațiile în care te afli. La ce se uită bărbații, în special când văd o femeie? Următoarele atribute sau atribute vor răspunde la această întrebare. Eu vă citesc aici care este ordinea în care sunt menționate calitățile vis-a-vis de aspectul fizic, după care o să le pun în ordinea pe care o consider eu că este de actualitate. Aici zice așa, numărul 1, un corp atletic, numărul 2, o gură senzuală, numărul 3, sânii, 4, picioarele, 5, o talie subțire și coapse rotunde, 6, posteriorul, 7, ochii, 8, părul și 9, nasul. Eu cred că de actualitate ar fi următoarea variantă, vă rog să mă contraziceți în comentarii sau știu eu să susțineți punctul meu de vedere. Cred că în momentul în care un bărbat se uită la o femeie, vede următoarele lucruri. Nu sunt bărbat, așa că domnilor, vă rog, argumentați. Prima dată, cred că în ziua de astăzi, oamenii, bărbații se uită la fund. Nu știu de ce, așa am o senzație că bărbații se uită la posteriorul doamnelor și domnișoarelor. Apoi sânii, sau sânii și fundul, sau fundul și sânii, în ordinea asta. După care picioarele, talia subțire, coapse rotunde, gura senzuală, ochii, părul, nasul și așa mai departe. Vă rog pe voi să-mi spuneți în comentarii care e ordinea la care vă uitați. După care, ce zice aici? Studiile au dovedit că imaginea unei femei este mult mai importantă pentru majoritatea bărbaților decât inteligența sau caracterul acesteia. Asta zice multe, nu? Adică e important să arăți bine, e important să te îngrijești de felul în care arăți, pentru că, zice și aici, un bărbat prima dată nu se uită la inteligența sau la caracterul tău, ci prima dată se uită la felul în care arăți. Așa că haideți să nu mai fim ipocriți și ipocrite și să recunoaștem că așa stau lucrurile și în realitate și că felul în care arată o persoană, o femeie în cazul de față, este foarte important pentru un bărbat. Apoi, specialiștii au ajuns la concluzia că femeile atractive activează aceleași funcții în creier, care sunt stimulate și prin consumul de cocaină sau la vederea banilor. Adică în momentul în care un bărbat vede o femeie care arată bine, îi se stimulează aceleași funcții din creier ca atunci când ia cocaină sau în momentul în care se droghează sau în momentul în care vede foarte mulți bani sau are foarte mulți bani. Așa că asta zice multe. Bun, însă aici zice așa, pe termen lung, însă și bărbații preferă o parteneră cu următoarele caracteristici. 1. Personalitatea, 2. Aspectul plăcut, 3. Inteligența și 4. Umorul. Adică, dacă în primă fază, la fel ca și în cazul femeilor, bărbații se uită la aspectul fizic, la ce inspiră femeia din fața lui, după, în plan secund, probabil în plan mult mai important pe termen lung sau în relațiile de lungă durată, și bărbații caută ca femeia din fața lor să fie o companie plăcută, să aibă simțul umorului, o personalitate, un caracter puternic și, în cele din urmă, de ce nu, să fie și inteligente. Să fie și inteligente. Da. Deci, în concluzie, și bărbații în primă fază se uită în momentul în care văd o femeie la felul în care ea arată, pentru că, așa cum zic mereu, nu ne îndrăgostim de personalitate nimănui, în primă fază ne atrage felul în care persoana din fața noastră arată. Așa că, doamnelor, oricât ne-am dorit noi ca un bărbat să ne vadă caracterul, personalitatea, inteligența, umorul și așa mai departe, în primă fază ne vede după felul în care arătăm, așa că e foarte important să ținem cont de aceste aspecte, să avem o igienă îngrijită, să nu arătăm ca, știu eu, la prima întâlnire ca și cum n-am dormit toată noaptea și așa mai departe. E foarte important pentru că felul în care ne îngrijim denotă și faptul că ne respectăm, că ținem la propria persoană, că nu ne punem pe locul 2, 3, 5, 10 și așa mai departe și că în cele din urmă putem fi o companie plăcută, pentru că dacă avem grijă de noi, e clar că vom avea grijă și de relația de cuplu. Așa că, dar în toată această fază, haideți să nu facem din asta și să nu părem superficiali, să ținem cont și de felul în care gândim, de ce gândim, de sentimentele pe care le avem, de emoții, să avem o igienă emoțională, să fim mental sănătoși, să nu ne agățăm de persoanele din fața noastră și, în cele din urmă, să nu fim doar o cutie și o carcasă și atât.
ci pur și simplu să fim minte frumoasă în corp sănătos, pentru că nu degeaba este această zicală. Cătălina a fost, sper din suflet să vă fie de folos. Până data viitoare, nu uitați, dacă aveți nevoie de ajutor în ceea ce privește relațiile voastre de cuplu, aveți adresa de e-mail în descriere, unde îmi puteți scrie. Pe data viitoare!